Salutare, dragi prieteni, tot după străzile Brăilei. Sunt la sensul giratoriu, practic am intrat pe șoseaua Râmnicu Sărat către oraș. Venind pe șoseaua de centură dinspre sensul giratoriu de la Baldovinești, unde am văzut și șantierul în desfășurare acelui mai mare timp să cred distribuitor de carburanți, OMV, vis-a-vis de Lukoil. Se întâmplă acel șantier și bag de seamă că aici pe Râmnicu Sărat mari lucrări de anvergură în ce constă apa, conducte noi de apă, care subțiri, care groase, chiar și aici la acest motel după partea stângă. E o clădire foarte veche și abandonată, aici vedeți șantierul în desfășurare pentru conducte noi de canalizare, de apă. Să mă dau un pic pe dreapta ca să nu încurc traficul. Da, pentru cine nu recunoaște încă, este practic șoseaua care ne duce la Piața Mare, unde se află și Selgros de altfel. Iar aici terenul viran care este lângă Selgros va deveni pe viitor Leroy Merlin. Este practic terenul achiziționat, probabil, sau rezervat pentru acest afacerist Leroy Merlin, care are și Brăila pe listă pentru a deschide un nou magazin. Nu știm când se va începe, însă cert este că acela este terenul de lângă Selgros. Eu mă îndrept acum către Piața Mare, să zic. Brăilenii cunosc bine, aici în partea dreaptă avem oborul, care funcționează încă în fiecare duminică, ca de obicei. Nu am mai fost de mult la obor, nici măcar în acest sezon estival n-am apucat să merg la obor, că nu mi-a trebuit nimic. Dar foarte multe lume merge la Căscat Gura pe acolo. Și noi am căscat gura în anii precedenți. Mai de plictiseală, mai un mic, o bere, o vrăjeală, mai găsești o sculă, un alta, ca la obor. Tocmai de aceea am și dat drumul la filmare pe această șosea, văzând atâtea lucrări acolo către capăt. Am remarcat că în prealabil s-a și trasat, s-a și însemnat șoseaua Baldovinești către sensul giratoriu. Trebuie să nu încurcăm aici circulația, pentru că anterior era asfaltat, dar nu era trasat cu vopsea. Acum am remarcat că s-a făcut până la sensul giratoriu, însă restricțiile sunt încă prezente și nici nu cred că se vor deschide în această lună. Astăzi este 2 octombrie când eu fac acest filmat. Lucrări sunt în desfășurare atât pe pod, hai că avem unul cu școala aici, n-am vrut să încurc eu școala, traficul, dar acum au încurcat ăștia, Eliama. Opa, stai acolo, să te înjuri lumea doar pe tine, nu și pe mine. Ha. Și noi am fost ca ei. Materiale de construcții și pe stânga și pe dreapta, cunoașteți acest aspect. Dar mă gândesc că mai sunt, aici încă sunt prezente reabilitările fără sfârșit cu petroiu. N-a mai venit nimeni să mai facă nimic și nici nu va veni cu strada Decebal.
V-am arătat într-un video anterior. Aici poliția l-a oprit pe ăsta, comerțanul. L-a văzut mai bine îmbrăcat și haț. Aici fostul market Bila a fost cumpărat de Carrefour și acum a devenit simplu market subalternul lui Carrefour. Și am ajuns la intersecție cu Bulevardul Dorobanților. Tocmai de aceea am vrut să-și dau drumul la filmare, că mă gândesc că poate sunt persoane din afară care nu mai știu și vor să vadă cum mai arată orașul după anumite lucrări, reabilitări, renovări și ce Dumnezeu să mai face pe aici prin oraș, că nu prea se vede nimic. Peste tot se sapă, se sparge. Însă de 30 de ani tot așa arată orașul. Mai mult schimbările se fac prin pământ, de aia nu se văd. Hai semafor. Numai noi la Brăila avem semafoare monitorizate sau cronometrate, mai bine zis. Prin Galați eu n-am văzut și prin alte orașe. De la podul CFR, strada se cheamă 1 decembrie 1918, stradă care de altfel ați văzut că a intrat în programul de reabilitare 1 decembrie. Și văd că băieții au ajuns până aproape la Grivițe, ia vedeți. Hai ca să merg în față. O idee bună, am lăsat camera mergând, astfel vedem și situația. Aici eram. Cam toate semafoarele din oraș, în principiu intersecțiile principale, au semafoarele cronometrate digital. Prin Galați nu am văzut și nici prin alte orașe, repet. Cred că doar la noi, la Brăila, s-a pus. Și unele semafoare au câte 60-70 de secunde. Peste un minut. Am să merg până în bulevard. Să vedem lucrările. Hai că avem și verde. Da, au ajuns cu reabilitările, au scos bordurile și vedeți tot alaiul de muncitori. Aici de la Ștefan cel Mare au pus bordurile, de la Ștefan cel Mare către bulevard. Întâi se focalizează pe trotoarele pietonale, apoi se asfaltează strada. Tocmai de aceea deocamdată nu s-a asfaltat pe aici pe unde merg, că e numai hopuri. Bum, 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 găuri. Aici până în bulevard trotuarele arată foarte bine, v-am arătat în ultimul video făcut aici cu reabilitările pe bulevard. Și aici am să fac și eu dreapta, pe Bulevardul Independenței. Bulevard care tind să cred că în curând se vor introduce și cel puțin două tramvaie. Odată ce va fi calea Galați gata, încă se lucrează acolo, sunt mici lucrări de reabilitare în ce constă și porțiunile de trotuar pietonal, amplasarea de noi stâlpi, cum ați văzut, încă n-au terminat, astăzi am trecut pe acolo și restricțiile sunt încă prezente, dar odată ce vor da drumul la
toată circulația, probabil în perioada următoare, când vor veni următoarele tramvaie, se va introduce cel puțin două și pe bulevard. Hai să facem aici dreapta. Ba nu, de fapt ia să merg înainte. Că am văzut ceva restricții pe aici. Deci merg de la Școlilor spre Călăraș. Acum înțeleg. Sunt echipele care curăță toate canalizările din oraș. Este un proiect câștigat de o firmă din București, folosind o tehnologie din Polonia, inclusiv mașinile cu aparatură specială sunt din Polonia. Curăță sistemul de canalizare și implementează un nou tub, un layer, practic, care se formează în interior, fără a fi nevoie să spargă strada. Vedeți și mașinile, Blejkan, toate sunt cu numere de Polonia. Dar din câte am înțeles, este o firmă din București care deține acest sistem și a câștigat cumva licitația de a face aceste lucrări. Și cam toate străzile, inclusiv din centrul istoric, inclusiv pe strada Ștefan cel Mare, i-am văzut și pe Călăraș, chiar și pe aici, prin zona, prin fața primăriei, au fost cu acest proiect de a renova, în ghilimele, sistemul de canalizare. Practic, tuburile rămân cele vechi, doar interiorul tuburilor sunt curățate foarte bine, și ei formează, printr-un anume material, și practic apa va aluneca mult mai ușor. Se va transforma cam cum ar fi o conductă de plastic la interior, pe unde va circula apa. Și astfel că nu vor mai rămâne atât de multe impurități ca pe tuburile din beton. Dar, repet, aceasta este o nouă tehnologie care salvează săparea de străzi, astfel încât nu mai sunt implementate restricțiile, vedeți că se poate lucra chiar și cu traficul deschis. Am ajuns pe Călăraș, nu prea mai e nimic acum după ce s-a terminat și festivalul peștelui. Cam nimic nu prea mai e de făcut aici, nu mai sunt spectacole, nu mai sunt până la luna noiembrie, decembrie. Devine și plictisitor. Aici eu am să fac dreapta pe strada Griviței, Hainea Pietonu. Bun, sper să vă fie de folos aceste informații de aici, după străzile Brăilei. Ne revedem într-un alt video din locuri mai interesante. O zi bună și drumuri bune pe unde umblați.